Un profesor de științe biomedicale care studiază celulele T și efectul lor asupra senescenței celulare crede că ar fi găsit o fântână reală a tinereții ascunsă în propriile noastre corpuri. Ideea unei fântâni a tinereții care ar putea inversa îmbătrânirea și să-i ajute pe oameni să rămână tineri pe termen nelimitat. În ultima vreme, oamenii de știință au căutat o soluție mai puțin magică pentru a atinge același obiectiv, inclusiv promisiuni de medicamente sau alte terapii care ar putea în mod magic să mențină pe cineva tânăr. Deși încă în stadiile de dezvoltare, metoda profesorului poate într-adevăr să crească sănătatea și să inverseze îmbătrânirea pacienților mai în vârstă, prevenind totodată scăderile legate de îmbătrânire la pacienții mai tineri. Ideea unei fântâni a tinereții care ar putea inversa îmbătrânirea și să-i ajute pe oameni să rămână tineri pe termen nelimitat a fost făcută faimoasă de către exploratorul spaniol Juan Ponce de León, care a condus o adevărată expediție în Florida pentru a căuta fântâna magică. Cu toate acestea, ideea unei surse de apă care ar putea restabili tinerețea sau preveni îmbătrânirea există cel puțin din secolul al V-lea înainte de Hristos. În ultima vreme, oamenii de știință au căutat o soluție mai puțin magică pentru a atinge aceleași obiective. Din păcate, toate aceste promisiuni au rămas scurte. Cele mai multe progrese în durata vieții umane atribuite unor alegeri mai bune de stil de viață și facilități moderne, cum ar fi apă curată, alimente depozitate în siguranță și progrese mai tradiționale în lupta împotriva bolilor. Un nou studiu spune că a fost găsită o modalitate de a programa propriile celule T ale corpului pentru a ataca celulele senescente fără a dăuna celulelor din jurul lor. Celulele senescente sunt celulele care au încetat să se mai reproducă pe măsură ce corpul uman îmbătrânește și sunt considerate o cauză principală a declinului nostru de sănătate legat de vârstă. Din păcate, le sunt răspândite în întreg corp, ceea ce face incredibil de dificilă îndepărtarea sau distrugerea lor fără a deteriora țesutul din jur. Unele terapii medicinale există, dar ele trebuie reluate în timp, făcându-le impracticabile ca terapia anti-îmbătrânire, relatează alefnews.ro.